Noi migranți ilegali au fost depistați de polițiștii de frontieră suceven după ce au trecut fraudulos granița de nord a județului. Este vorba despre lucrătorii din cadrul sectorului PF Siret, care au acționat în cooperare cu lucrători din cadrul poliției orașului Siret. Echipa mixtă a depistat pe raza localității Văscăuți, județul Suceava, trei bărbați de origine afroasiatică. Persoanele în cauză nu vorbeau limba română și nu își justificau prezența în zonă, fapt pentru care au fost duse la sediul sectorului pentru cercetări. În cadrul verificărilor preliminare, polițiștii de frontieră au stabilit că cei în cauză au vârste cuprinse între 22 și 28 de ani, fiind vorba despre doi bărbați din Yemen și unul din Egipt. Și polițiștii de frontieră sătmăreni au desfășurat o acțiune pe linia combaterii migrației ilegale în zona de responsabilitate a sectorului PFPTA. În cadrul acestea, la aproximativ 150 de metri de linia de frontieră, a fost depistată o persoană care încerca să treacă ilegal din România în Ungaria. Persoana a fost condusă la sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satul Mare, iar din primele verificări s-a stabilit că este vorba despre un tânăr în vârstă de 23 de ani din Algeria, solicitant de azil în România, acesta a declarat că intenționa să ajungă în Franța, unde are mai multe rude. În ambele cauze se efectuează cercetări, urmând a se lua măsurile legale ce se impun conform procedurilor în vigoare.